Poate a doua oară va fi cu noroc. În cadrul unei conferințe de presă, primarul urbei a precizat că a participat la o întâlnire extrem de importantă la Bacău, unde a primit cea mai bună veste din ultima perioadă. Conferința a fost organizată de Comisia Europeană, iar la întâlnire a participat și prim-ministrul Viorica Dăncilă, dar și reprezentanții ai ADR Piatra Neamț. Dacă data trecută vă spuneam că probabil nesperat am găsit sau putem să avem o soluție pentru teatru, Mihai Eminescu, vreau să vă spun că acel ghid a fost lansat, iar noi până la sfârșitul lunii iunie vom depune proiectul pe axa 5.1 de împor, proiecte retrospective, așa se cheamă, și ne dorim să obținem înapoi cei 5 milioane de euro pe care am pierdut din programul operațional regional pe perioada 2007-2014. Primarul susține că avem absolut toate șansele de obținere a finanțării și este practic un ajutor nesperat. Pe de altă parte, și socialdemocrații au ieșit public și au precizat faptul că proiectul privind partea de consolidare a teatrului a fost prins pe lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții. Dacă ar fi să ne încredem în politicieni, situația pare ca și rezolvată, doar că șantierul zace tot în paragină și nu spune nimeni când se dezmorțește. Lucrurile nu sunt însă atât de facile precum le prezintă primarul. La teatru s-au cheltuit deja 4 milioane de lei. Pentru că proiectul nu a fost finalizat la termen, suma va trebui restituită Uniunii Europene. Cu un buget auster, primăria nu dispune de acești bani, iar proiectul salvator de care vorbește Cătălin Flutur poate fi accesat doar dacă cele 4 milioane de lei vor fi înapoiați la UE. S-a pus în discuție perfectarea unui împrumut, dar lucrurile n-au avansat în niciun fel, ceea ce ridică semne de întrebare. Nu. Nu o să începă aceste demersuri decât în momentul în care documentația noastră va fi considerată eligibilă și vom trece de acel punct, în momentul în care știu sigur că avem cumva, să spunem, în teșcherea aia 5 milioane de euro, atunci voi face demersul pentru a plăti și a rezolva problema oarelor sparte de alții. Ce nu a luat în calcul primarul este faptul că în aproape 4 ani au crescut prețurile la materiale, salariile, iar implicit costurile reabilitării s-au majorat și ele. Reprezentanții constructorului au făcut un calcul estimativ și susțin că cei 5 milioane de euro nu vor fi suficienți pentru finalizarea lucrărilor. Noi avem capacitatea să ducem la bun sfârșit această lucrare, dar până nu se întâmplă ceva concret, nu mai cred în toate promisiunile. Deoarece de 2, 3, 4 ani chiar tot auzim în fiecare săptămână, chiar ba dintr-o parte, ba dintr-alta, tot felul de promisiuni, dar nu se întâmplă nimic. Noi am făcut niște calcule preliminare și din punctul nostru de vedere nu sunt suficienți acești bani, pentru că trebuie lămurite mai multe aspecte. Unul, deci 5 milioane de euro sunt cu TVA. Din această sumă trebuie finanțat lucrările de consolidare, lucrările de arhitectură, proiectarea, asistență tehnică, publicitate, digitalizarea de șantier. Deci pare o sumă mare, dar dacă dai deoparte și TVA-ul și toate ce am spus adineauri, s-ar putea să nu rămână bani decât dat cu bani. Pe lângă cei 5 milioane de euro, ar mai fi nevoie de aproximativ 8 milioane de lei, pentru că odată accesați banii europeni, nu se mai poate obține finanțare pentru partea de consolidare de la Compania Națională de Investiții, iar cert este faptul că municipalitatea nu dispune de acești bani. Trebuie să se gândească mai mult la binele cetățenilor, să nu-și triplieze sau să-și înzicească salariile, să nu mai facă împrumuturi și să bage bani în alte lucrări care nu se mai termină niciodată, care se lucrează de 5, 6, 7 ani, să caute surse, să finalizăm, pentru că societatea noastră a pierdut foarte mulți bani și imagine cu această lucrare care a ajuns în stadiul în care a ajuns, unul din vina noastră. S-a ajuns în acest punct critic din cauza lipsei de decizie a administrației Portaiuc. Poate că botoșenenii și-ar fi recăpătat teatrul mult mai devreme, dacă în urmă cu aproape 4 ani primarul de atunci ar fi perfectat un împrumut de câteva miliarde pentru a fi efectuate lucrările neprevăzute la partea de consolidare. Pe lângă cele 4 milioane de lei pe care primăria va trebui să-i restituie Uniunii Europene, municipalitatea va trebui să despăgubească și constructorul, care a fost practic țintuit inutil în șantier. Trebuie precizat că de când s-a întrerupt lucrările, s-au pierdut foarte mulți bani, deoarece am blocat acolo o cantitate foarte însemnată de eșafoade, de schele,
de popi, asigurăm paza, asigurăm întreținerea clădirii. Deci noi am făcut o evaluare undeva la 1.702.000 de lei pentru toate cheltuielile care le-am făcut acolo, plus pierderea de imagine, ca să zic așa, că am ajuns în situația asta, repet, nu din cauza noastră. Iar situația teatrului rămâne în continuare o piesă dramatică ce se joacă repetitiv, dar fără succes.